Ce se întâmplă dacă oul de jad nu intră? Ai încercat să lucrezi cu el și nu intră, ai participat la evenimente și inițieri și nu intră, sau dacă intră, te doare foarte tare, te pișcă, nu înțelegi ce anume se întâmplă. Partea asta de a nu intra oul este partea opusă a faptului că oul iese și, de fapt, este o contracție în corpul tău, fie că este fizică, fie că este mentală, fie că este emoțională. Intrarea în vagin corespunde în taoism zonei rinichilor, corespunde încrederii în viață sau fricii. Iar dacă tu în viața ta de zi cu zi trăiești într-o stare de anxietate, de frică, la muncă, în relație, în viață, și strângi, contracți tot timpul, sau dacă ai suferit abuzuri sexuale, sau dacă viața ta sexuală nu este cea mai grozavă, tendința va fi de a ține intrarea cât mai strânsă, motiv pentru care oul nu are cum să intre. Sau e foarte posibil să existe gânduri legate de faptul că este rușine, că este păcat, deconectarea ta de corp să fie foarte mare, să nu ai încredere în tine, în viață, să-ți fie frică de sexualitatea ta, poate e printre primele dăți când ai ajuns să-ți atingi vaginul, conștient și cu intenție, motiv pentru care întreg corpul tău și fizic și emoțional și mental este într-o stare de contracție, motiv pentru care e greu oului să intre. Și nu forțăm oul să intre, pentru că exact asta este darul pe care îl aduce această situație, de a te împrieteni cu corpul tău, de a te întreba ce-ți aduce stare de siguranță, ce te face să te simți în corp, ce te face să te deschizi la viață, ce te ajută să primești. Și astea sunt niște întrebări pe care să le explorezi în viața ta, iar oul deja va ridica așa la fileu, poate amintiri, poate gânduri, poate nu chiar în momentul în care îl folosești, dar poate o zi, două mai târziu. Și e important să nu forțezi corpul și să asculți. Dacă vaginul tău îți spune nu, să asculți acel nu. Pentru că e foarte posibil ca în viața ta de zi cu zi să nu fi ascultat acel nu. Și de tura aceasta el zice nu, nu, nu. Și cu cât înveți să respecti acel nu al corpului tău, cu atât corpul începe să aibă încredere în tine și să te ghideze spre locurile și felurile și oamenii și stările care aduc siguranță în tine. Pentru că în vaginul nostru se găsește capătul așa a celui mai mare nerv, nervul vagal, care aduce stare de siguranță sau panică în corpul nostru. Și la femei se finalizează în zona cervixului, în vagin. Așa că e foarte posibil să ai blocată, să depozitezi așa foarte multă îngrijorare, panică, agitație și nu sunt în siguranță. Iar oul de jad te ajută încet, încet să cureți. Și partea mișto este că te ajută să cureți și să faci spațiu înainte de a intra în corpul tău. Cât de mișto e asta!